Prieteni, în zgomotul untului care a început deja pachetul, ai băgat, ai furat startul la filmări, nu? Preventiv. Așa? Suntem din nou cu Tică și așa cum vă anunțam, vom face o rețetă multipremiată, o specialitate care este... Gulaș de mistreț cu mere și sos de ciocolată. Deci o să fie o nebunie și ca să nu o lungim prea mult și să vedeți cum se întâmplă toată chestia asta, să-i dăm drumul la emisiune. Deci chestia asta începe cu... Îi dăm puțin ulei. Cu ulei, da? Pungem așa puțin cantarină, cu ulei. Nu mult, doar puțin. Așa. Baza e untul. Baza e untul. Așa. Îl iei tot cu spatele, așa că lui îi place cu spatele, da. Știi? Tu zici ce să-ți dau și punem, eu. Punem... Trei pachete, da? Trei pachete de unt, lăsăm să topească. Și apoi călim ceapa în unt. Călim ceapa în unt? Da, în unt. Deci după ce se topește untul ăsta, îți aduc ceapa, da? Te rog frumos. Fii atent cum facem, te pun pe tine aici ca să te vadă, că tu ești important, tu faci rețeta. Eu numai zghibiț. Vedem că ne-am luat cu viteza, cu untul ăsta, dar am uitat să spunem și ce folosește. Deci, carne de mistreț. Carne de mistreț. Da. Mere. Mere. Ceapă. Ceapă. Și ardei. Atât, nu? Da, puțin ardei. Uite, ca să și astea toate le-ai tocat înainte ca să toate fie... Toate le-am tocat înainte să nu pierdem... Când după ce o să pui ceapa aia la cărita, trebuie să tot amesteci? Da, trebuie. Trebuie amestecată să nu avem surprize să prinde de fundul cazanului, că atunci am... Și carnea, am înțeles că înainte ai pregătit-o. Carnea am pregătit-o de ieri. Da. Ne arăți? În... E voie să te oprești să ne arăți, nu? Da, sigur. Da? Sigur. Hai să ne arăți. Deci e acolo, da? Ia să vedem. Deci aici e carnea. Da. Am tăiat-o cu bulețe. Am dat-o prin... Asta e mistreț. Mistreț, da. Da. Am dat-o prin făină. Da. Și am pus un ulei încins, tot așa la... Brusc. Noi spunem ca să o șocăm. I-am dat un șoc la carne. Dar de ce faci chestia asta? Ca să rămână mai... Nu. Îi închide porii la carne și rămâne mai suculentă carne. Și aici ai condimente. Da, și acolo avem condimente. Boia, piper, vegheta, sare, ardei iute. Ardei iute. Și aici condimentele forte. Da, alea de... Coriandru. Așa. Scorțișoară și chimion. Așa. Merele. Ce să-ți dau? Ceapă. Uite aici. Ai, mamă, că se... Ai de cap. Câtă ceapă aici? Multă. 4 kg. 4 kg? Da, în funcție de câte carne avem. A, o ceapă este, ceapa se cam... Deci noi avem acum cât 12 kg de... Cam 30%. Să fie ceapă? Da. Da? Deci acum aici n-am mai ceva de făcut decât de amestecat. Amestecat până devine puțin sticloasă. Sticloasă. Și cum adică sticloasă? A rămi cu lucești, așa? Nu, da, mai lucioasă. Mai lucioasă. Lucioasă. Un pic de apă trebuie să-i dăm. Hai că amestec eu, fug și ai niște apă. Să nu se prindă, nu? Atât. Atât, da? Atât. Și acum ești mai liniștit, nu? Da. Așa. Lăsăm să cădească. Lăsăm, da? Lăsa. Mai amestecăm și ea merge așa ușor, ușor, nu? Ceapa e aproape... Sticloasă? Aproape sticloasă. Și? Mează să punem, carnea. Îți aduc carnea? Da, te rog frumos. Nu. Oi, de mine! Câte kg ai zis? 12? 12 kg. O pun aici lângă, nu? Sau o pui direct înăuntru? O, le-am direct așa înăuntru. Fii atent cum... Wow! Curățăm tot, nimic nu se pierde, nu? Sau? Absolut! Iau ăsta? Gata? Hai că ți-l țin eu așa. Ce mai... Mai trebuia o lingură aici, cred că. Să vă slim stereo. Să vă slim stereo, nu? Ai de mine.
Și asta acum trebuie să clocotească bine, bine, sau? Acum trebuie să fiarbă așa. Da? Deci totul la foc mic, așa, nu? Absolut. Deci acum s-a omogenizat puțin ceapa cu carnea. Da. Și urmează să-i dăm... Apă? Nu. Oh. Vin. A, vin. A, vin. Aduci vinul. Vin roșu. Deci după vin te duci tu, să fii sigur că vine sticla întreagă, sau? Vin roșu se pune în ăsta? Da, vin roșu. Tot ăsta-l pui? Tot. Da? Cine pleacă de aici după aia cu mașina? Să fie sănătos. Oricum noi dăm emisiunea după ce am plecat de aici, nu? Dar noi nu mâncăm, noi numai o filmăm. Ai, 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 ai. E. S-a schimbat. S-a schimbat culoarea. S-a schimbat, da. La fază de amestecat. Și acum trebuie să dea în clocot cu chestia asta, nu? Îi mai dăm puțină apă. Da? Puțină apă? Mai dăm puțină apă. Mă duc eu să aduc. Tu stai și amestecă. Da. Bă, de aici? De unde? De aici? De aici. Prea multe șmecherii, prea multe robinete, prea multe... A zis puțină. Puțină e atâta. Dacă mi-e trebuie, am venit motorul. Am venit. Ai zis puțină. Da, puțină. E prea multă? Nu. Atât. Și acum lăsăm să fiarbă. Să clocotească, nu? Acum îi dăm puțin, puțină vegheta. Sau vegheta? Da, ca să prindă și toate în plus de... Asta o iau de aici. La început îi dăm doar vegheta. Da. Pe urmă, pe parcurs. Mai adaugi restul? Da, restul. Atât. Știință și tehnică. Dar cum ai găsit? Asta e, ai citit undeva rețeta? Sau cum ai... M-am inspirat. Da? Am văzut o rețetă. Ai mâncat undeva chestia asta? Nu, sau? Deci asta n-am mâncat niciodată. Nu? Eu am făcut-o prima dată. Da? Și atunci cum ți-a venit? Te-ai uitat pe net? De unde? Nu, adică... am văzut la o emisiune cum au făcut carnea prăjită și au pus mere. Uh-huh. Dar a fost făcut pe disc totul, deci nu a fost la ceon. Nu, da, da, da. N-a fost făcut sos, deci au pus doar merele pe carne. Și atunci m-am gândit, zic, ce-ar fi să bag eu... merele în sos. Mm-hmm. Da. Și încă o sursă, am participat acum 2 ani la Festivalul Vânătorilor de la Mamaia. Mm-hmm. Și acolo o doamnă cu soțul ei, care au câștigat și concursul, au folosit în loc de mere stafide în sos de ciocolată. Și atunci am zis o combinația cu merele, cu sosul, mm-hmm. Și să mai... Și ai încercat și ai fost... Am încercat-o și... A prins. O să vedeți la sfârșit. Da. Păi nu că am auzit de ea, toți... De auzit. Păi știi trebuie, cum, când o chestie... Gustat. Da, dacă o chestie e bună, înseamnă că se vorbește despre ea. Toată lumea zice, bă, rețeta aia cu... Da. Când vorbește și lumea... primarul de aici, de la Ghiroda, că el ne-a invitat să facem, știi ce a zis? Bă, îl știți pe... Știți că am eu unul care știe să gătească bine, care nu știu ce, cu vânători, cu nu știu ce, zic. Zic, cine? Tică Ciurgaru? Da! Zic, am filmat că el deja. Aoleu, era deja disperat, știi? Dar zic, știu că mai are o rețetă extraordinară, pe aia n-am filmat-o. Gata, eu vorbesc, eu fac. Na, hai să o facem. Și așa am ajuns aici. Așa am ajuns aici, da. Acum trebuie să avem răbdare să fie albă.
Ce zici, o luat-o? Da, a luat-o acum. Hmm? Să punem și ce? Ardeiul. Ardeiul e pregătit. Uite aici. Fii atent ce e tocat frumos. L-am tocat pe la securitate. Da. A fost bătut manual. E ca mai zis poanta asta într-o emisiune, știi, cu ăla care merge pe... Și punem și aferință. Pune-l, uite, la spatele meu, așa, cu ardei, uite. Știi ăla care merge la tribunal, nu? Și întreabă pe unul, ce, domnule, nu vă supărați, știți unde e camera de bătut cu la mașină, știi? Și la ce nu știu, am fost... Se manual. Da, se bate manual. Ai, ce fain arată, fii atent. De culoare. Ai, ai, ai. În general, după ce pun vinul, are o culoare mai dubioasă, dar noi, cum ținem cu poli, ne place că e violet. Mai violet, așa, nu? Bun, dar după ce pui boiaua și ăsta, s-a terminat, nu? Primește altă, totuși cu altă culoare. Schimbă culoarea. E ca la gulaș, practic. Da. Păi tot un gulaș e. Și ăsta numai că e... M-a mai ieșit, mai vă scade? Scade? Sau? Da. Da. Trebuie să scade, să se îngroașe puțin, să facă sos. Mă gândesc, se topește ardeiul și ceapa, sosul e gata. Dacă și carnea e fiartă, băgăm merele. Da? Și de la mere încolo cât mai? 5 minute. Atât? Atât, merele numai puțin. Se prinde așa o crustă, se ia, da? Să se moaie puțin. Da? Atât? Ca să se simtă gustul ăla aprișor. Eu când am zis că ai tocat merele alea, am zis că faci sos de mere. Știi că în Banat? Da. La noi se mai face sos de mere, da. Sos de hrea, nu știu dacă... La noi în Banat, da. Nu? Mâncăm și friptura cu... Cu compot. Da, da. Mie îmi place, de exemplu, sosul de mere. Eu sunt care când dau sos de mere. Da. Sos de vișine. Ai mâncat sos de vișine? Cu friptură de vită. Hai de mine. Mie. Poate facem o dată și din așa... Ai mai mult bucătărie austro-ungară, așa, cred. Da, pe influențele, din Banat. Da, da. Că dacă mergi puțin mai spre nord, spui că mănânci friptură cu compot, se uită de tine. Se uită ciudat, da. Și că nu ești cum trebuie la cap. Mamă, ce abur scoate asta. Da. Și vedem... Ce gust? Da, vreau să gust. Să-i dăm tenta aia de... De? Picant. Ah, picant? Să vezi dacă e... Mai trebuie. Ce? Ardei iute. Ah, păi mai pune un ardei. Mai punem. Gata? Și ăsta-l bagi cu sâc, cu tot, așa cum e, da? Cu tot. A, și după aia lasă mai clocotească și mai gustă, să vezi dacă e... Fiindcă de adăugat se mai poate adăuga de... Da, de scos mai greu. Mai greu. Am învățat de la tine că mai pui apă, dar aici nu e apă, vin, nu? Vin. Bun. Și puțină apă. Da? Mai băgăm dacă cumva, nu? Mai botezăm vinul. Am deschis și geamurile că... Da. Nu funcționează hota. Da, nu o să ne mai vedem. De aici, am găsit. Deci nu, primarul n-a pus hotă. Păi. Deci, tovarăș? Să vină primarul. Să vină primarul. Da, a făcut fain aici. Dar chiar o hotă putem să-i spunem să facă. Mai gustă dată? Da, mai gustăm pentru iute. Iar pentru iute? Deocamdată îi dăm iuțeală. Ia. Care iese cu vină. Ia să vedem. Să spui că mai trebuie. Mai trebuie. Mai un ardei? Mai. Mai toacă unul, ce să zic. Mai liniște. Da? Fii atent, știi cum ai zis tu, că de băgat poți să mai, dar de... Scos e mai greu. Și? E bun? Un ardei lași acolo? Lasă acolo băgat. Bine, bagă. Gata, îl bagi. Gata. Îl băgăm și pe ăsta. Și mai vedem pe parcurs mai dacă mai trebuie. Mai vedem pe parcurs. Asta-ți băgăm mai mult decât scoatele. Wow, e bun, bun. Cum e? Cum e? Urmează să punem ce? Piper și boia. Și care îți dau primul? Păi, piperul sau boia? Piperul. Ai lingură? Nu. Îți dau o lingură. Te rog frumos. Și mai pui după aia, nu? Dacă... Mai pun după aia, mai completăm, dacă e cazul. Da. Te rog frumos boiaua. Da.
Acum se va schimba și culoarea, nu? Da. Trecem de la violet la cărămiziu. Da. Deja se îngroașă, nu? Parcă se îngroașă gluma. Se îngroașă gluma. Bine că am deschis geamurile, că cu aburul ăsta nu ne mai vedeam. Ce pui? Ghinion. La miros. L-am nimerit. Da. Asta e pentru digestie. Ca la copiii mici. Ca la copiii mici, nu? Să aibă vântul. Condimentul de bază la... Da. Îți dau și de celelalte, nu? Le mai aștept. Nu, nu. Punem și... Pun și celelalte? Da. Coriandru. Coriandru. Da. Poftim. Mă gândeam că ăsta nucșoară trebuie să fie, nu? Că e mai... Sau ce ăsta? Scorțișoară. Scorțișoară, adică, pardon, dacă e mai maro așa. Auzi, nucșoară. Îți dai seama ce mă pricep. Terminam rețeta acum. Așa. Nu? Scorțișoară la sfârșit. Bun. La sfârșit. Numai după ce punem merele. Atunci pui scorțișoara. Da. Și nu vrei să guști acum? Nu-ți dau o lingură sau ceva? Sau mai las să mai dau un ploc? Nu, lăsăm să tragă. Da? A, că nu e relevant, nu? Că da. Abia l-ai pus. Suntem la faza... Gustatului. A treia gustare, sau cum? Gustarea, da. Și ultima. Să nu spui că mai... La Ardei Iuda. A, deci după boia, după ăsta mai... Da, s-ar putea să-i trebuiască da, mai... Da, după pipar. Hai să luăm și un sunet din... Dăm de aici. Pac? Da. Ce da? Încă un Ardei și gata. Pac! Mai Ardei. Mai tai, mai Ardei. Ultimii doi, dacă nu scoatem din ăștia doi... Nu, nu, 100%, gata. Da? Că după aia e prea, nu? Da. Dar de ce nu-l baci cu... Nu-i baci cu totul. Nu-și iau... Și-și scoți afară după aia și iară, nu? Da. Am văzut chestia asta undeva. Și tu n-ai făcut așa, nu? Nu, la o ciorbă de pește, cred că am văzut chestia asta, sau unde? La ciorbă de burtă, acolo bag toate legumele întregi și le scot. Și le scoți afară? Da. Trebuie să venim la tine la o ciorbă de burtă. Promitem să nu o filmăm, numai să o mâncăm. Cu mare drag. Ca de obicei. Deci zici ca de obicei? Ca de obicei. Da? Nu. E de la Ardei, a. Da, dar telespectatorul nu mai știe. Să zic că nehaliții ăștia, bietul om să le tot gătească, nu? Pui pe Cosmin să te filmeze... Cum? Așa, nu din profil. Păi așa ar și trebui să mă filmeze. Și atunci... Dacă ar merge și... Premierul ca Photoshop-ul am ieșit amândoi. Asta, cu... asta e adevăratul tău fizic. Păi da bine, dar eu aici mă las mai moale așa, că păi mă moale rețetele, știi? Păi așa, să mai din profil. Aici mă las mai moale după miros, după dar rest. Virgonț! Carnea e aproape fiertă. De unde știi? Ai încercat? Am încercat-o, da. Ai încercat așa, fără să filmăm noi? Da, o simt așa la... Am crezut că ai încercat fără să... E acum... aproape fiertă. Și acum îi dăm gust cu de sare. Stai acolo, că ați aduc eu sarea, nu te mișca. De sare. După aia, cu șoatele, cu nu știu ce. Aici, stai. Ce ajutor am avut astăzi. Ai văzut? Ca de obicei, de fapt. Deci... Păi, gustat, nu? Și să tragă, nu? Vechea poveste. De băgat mai putem băga. 100% știi, te pricep, nu e... Se îngroașă, se îngroașă, nu? Se îngroașă, se îngroașă gluma. Ce mai pui? Vreau să gust.
Să se ajungă pe papila aia, știi care? Gustativă. Aia pentru sare. Știi, dar știi cum e. Ia. Miros, ureche, tot, știu, sunet. Corect. Am nimerit-o din prima. Gata, arunc sarea? Credem că arunc pe sumă. Liniștit. Eu sunt în stare. Din prima. Da? Bun, și acum mai lași puțin? Mai las până fiartă canea de tot. Și atunci pui scurt. Merele. Scurt. Și gata. Merele. Da? Și dăm puțină scorțișoară. A, și aia mai vine. Da. Așteptăm. Carnea e gata, e fiartă, da? E moală. Urmează finalul. Sare? Ce-ți dau? Merele. 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 Aici. Ai de mine un valing de mere. Cât ai aici? Câte? Lume multă. 4 kg. Deci și ăsta tot ca și ceapa, așa ai calculat? Da. Oarecum, nu? Cam 30%. Da? Să vină primarul, mă, să vadă că e destul la mâncare. El e cam disperat, că și-o chemat invitați. Noi gătim, tu gătești, noi filmăm și el mănâncă. Așa e cu autoritățile astea, știi cum e. Lasă că tachinăm la masă. Da, dar nu spălăm vasă. Nu spălăm, aia spală el. Ajutoarele alea pe care ți le-a dat. Păi suntem cam la... Final. Ne apropiem de final, nu? Da. Și mai dăm arma secretă. Unde? Aici, poftim. Scorțișoara, da? Și asta cum? După asta, ochi, așa? Asta e periculoasă. Dacă punem prea mult, s-a, da? Stricat, s-a stricat tot. Deci un vârf de linguriță, așa? Două vârfuri. Da? Și gustăm. După aia, după ce gust, mai îți dai seama dacă mai pui sau nu, nu? Da. Păi tu trebuie să ai niște papile de alea foarte fiind. Dezvoltate, da. Păi dacă pui două vârfuri de linguriță și te-a zici, gata, am simțit. Da, chiar s-a îngroșat? Bine, bine. Ai, ai, ai. E prima dată când fac o cantitate așa mare. Da? Dar de obicei făceam din 5-6 kg de carne. Dacă mă faci de 3 ore aproape. Da, și aveam un control asupra. Da, și acum nu mai... Păcat că nu miroase carnea. Acum o să inventeze camere cu miroase, știi? Deja miroase scorțișoara. Așa au zis. Îi dăm... Gust? Control. Control. Mamă, tot mai gros, fii atent. Vai, cum arată. Grozavă. Da? Să spăl lingura și îți dau și ce. Eu mă mir, cum știi tu așa după... Experiență. Băi, ce groasă e, mă! Nu-ți vine să crezi. Și lungă. Fai de mine. Bă, serios, deci s-a îngroșat? De ce să mai iau că s-a îngroșat asta? Fii atent, ce groasă e. Se simte și mirosul, într-adevăr. Sigur. Și-a zis ce puțin am pus. Da, pe două vârfuri de lingură. Vai, ce bun e. Te rog să guști și o felie de măsă, dacă s-a muiat puțin mână. Pe urmă să-l duc și eu. Haide, că dacă s-ar pun jos aici, mamă, ce bun e. S-a schimbat total gustul. Da. Haide, capul meu. Cum e, mărul? Eu zic să ia, ia ceaun mic și ne punem noi și restul am plecat repede pe fulă. Foarte ce bunic. Mărul poate să mai... Nu știu tu cât zici de... Trebuie să fie de moale. Trebuie să cruși eu. Da, mă duc să-ți spăl eu. Până mestești tu, spăl eu acum, e rândul meu. Deja simt la lingură. Deci până am spălat eu, sunt mai băgat, nu? Ia să înțelegi. Era deja moale, nu... Eu acum stăiați mici, așa, cu bulețe. Gata, nu? Gata. Acțiune încheiată. Și acum ceva, scoți? Sau lași aici, sau cum facem? Acum... Oprim focul, nu? Oprim focul. Și lași să mai stea el așa, sau? Lăsăm să stea puțin. Da? Să-și mai tragă. Savoara. O să-i dăm gustul final cu sosul de ciocolată. Păi faci o farfurie să vadă lumea cum... Da. Nu? Da. Deci...
extraordinar, nu e fără cuvinte, acum nu că lăudăm, nu că e invitatul nostru, nu că noi suntem invitații lui, dar... Mulțumesc! Și primarul a avut o idee foarte bună. Unde e primarul ăsta? Ăsta tot fuge, mă. Bine, și așteaptă musafirii. Așa, așteaptă musafirii. Stai că mă duc după el. Ține de microfonul, mai vorbește Cosmin, cântă o chestie. Ce e, mă? Da-mi seara ce mă. Domnul primar, da? Da? Deci domnul primar, nu, dați cu spatele, dați cu fața. Hai să spală. Spală lingura și că el e... Stai să vedem ce se întâmplă aici. Auzi, fără tine nu făceam chestia asta, nu? Că ai zis, hai, gata, o facem, eu pun bucătăria la dispoziție, dau ajutoare, nu mai venit, dar ai zis că dai. Asta tai, Cosmin, bine? Nu pui pe cameră. Pune numai cu statul. E gata? Păi te chemăm așa la... Deci ce avem aici, adică... Mistreț. Mistreț cu mere. Se face că nu știe. Suntem gustul final de fiecare în farfuria lui. Se face că nu știe. Adică el a zis să filmăm rețeta, adică ce avem aici. Arde. Iar sună unul pentru un teren, acum altul pentru nu știu ce. Știi cum spuneam noi că ne-am cunoscut? Crească prietenia între Chișoda și Ghiroda. Da. Cum e? Deci... Ce poate să iasă decât un lucru bun dacă bucătarii de la Chișoda, bucătăria de la Ghiroda și condimentele de la Dr. Edgar. Nu poate să iasă decât un lucru extraordinar. Mi-aduce aminte de o rețetă cu fructe. Mi-aduc aminte, bunica mea ne dădea. Cu Dr. Edgar, nu? Tot așa. Nu, atunci nu era Dr. Edgar. Asta e emisiune de reclamă acum. Friptura, da. Ne-o dădea cu compot de fructe, special de prune, de mere. Avea așa un gust extraordinar. Deci în loc de salată, mâncam... Da, în banată așa se... Dar la noi, în banată se mănâncă. În banată. Eu sunt bănățean. Germanic. Da? Sunt bănățean, da. În țoalele dumneavoastră sau astea noastre? În țoalele mele. Să-ți de la alții, că nu sunt românești, să le importe, am înțeles. Țoalele iamul meu. Da. Bun. Extraordinar. Mulțumesc. Deci e bine, ne... Foarte bun. O să mâncați bine, nu? Dacă și la Goș le place. O să gustăm, o să gustați. Mâncăm, știți cum. Hai, amici, că noi mâncăm și voi gustați, așa am și gândit. Da. Bine, deci ne pregătim de final să și mâncăm. Da, extraordinar. Felicitări, domnule bucătar. Mulțumesc. Pe noi ne-a scos, gata, am plecat. De noi ne-a zis, condimente, ori că nu știu ce. Cei care l-au făcut pot să plece. Deci a plecat primarul. Rugămintea mea este să ne arăți tu cum se servește. El s-a dus până îi ducem asta la oaspeți, la masă. Hai să vedem noi cum, pentru telespectatori, exact cum, da. Cum ai gândit-o tu cu topping-ul ăla? Așa. Ce îmi pare rău că nu e camere pe care să arate gustul, știi? Dă-i să o punem lui Cosmin aici. Hai aici cu ea. Hai aici cu ea. Facem o pictură abstractă aici. Deci asta e. Asta este. Și acum vă doresc poftă bună. Poftă bună.